Și asta nu vă spun dumneavoastră, ce rog și eu pe oarece domn, să scriem fiecare an ce se întâmplă, unde-i România, unde-i Moscova, unde-i... Mă rog, astea o să le găsească după moartea mea, nu acum. Nu acum am efect ce se întâmplă. După ce noi mai fiu și neam din neamul meu, a să vadă că se împlinesc multe. Cum mai astăzi îi spuneam la oarece Belfer, zic, stai omule că nu e greu și nu e rău. Stai că vine vremea, de acolo începe, de când nu mai fiu usturoi și ceapă. Și domnul ăla a fost un pic hazliu, dar prinde iute la minte ce am vrut eu să zic. Toate sunt făcute în aerul ăsta, în tot ce este, înțelepciunea mea e alta. Și socot că e o trudă, de ce? Mi-a dat Dumnezeu să le văd pe toate, dar n-am cuvinte încă ca să le pot spune și mi-este foarte greu atunci când trebuie să descriu despre un cadavru, un putregai, de unde, cine l-a ucis, de ce l-a ascuns. Și trebuie să mă socot, să vedem ala au fost obligat de cineva să-l ucidă, că nu totdeauna acel care dă în cap la celălalt o da de voie. O da de nevoie că i-a fost împins. Și atunci, când cineva a furat, el nu a furat că e hoț, pe aura lui nu-i venit să fie hoț, dar el de nevoie a furat ca să aibă copiii ce mânca. Și atunci în sufletul meu e o trudă, că eu trebuie să pun cântarul să aleg, că e semănul meu și pe cuvintele mele să nu-l bage la rele, că gândul lui vine tot către mine dacă l-am băgat după gratii pe degeaba. Deci e o trudă și eu închin cu ce mi-a dat, dar eu îi mulțumesc atâta tărie sufletească lui Dumnezeu și rog să-mi dea puterea și tot ce merit să mi le dea aici, ca data viitoare când vin să nu mai am de tras ce trag acum. Sigur, dincolo de aceasta, așa cum auziți și ceea ce vă spune Valentina, realizați că fiecare are ceea ce merită. Deci fiecare are karma lui. Fiți foarte tari, nu când dați un pic de greu să dați în lături, să vă găsiți un refugiu undeva. Nu e adevărat. Să nu faceți pentru putere, avere și plăcere. Când Dumnezeu îți dă o încercare, roagă-L să-ți dea puterea și să treci prin el. Că dacă acum îl lași, data viitoare îl găsim. De obicei, oamenii, când văd un necas sau ceva și cum Dumnezeu de multe ori la niște părinți fanfaroni le dă câte un copil handicapat și umblă cu el pe umăr, atunci caută mama ori să-l arunce, ori tata pleacă și își găsește refugiu cu altă cucoană și uită că e tată de copil. Păi atunci când facem lucrul ăsta, e un mare blestem în fața lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim împreună. Împreună i-am dat viață copilului, împreună să-l creștem și este foarte mare păcat să-l aruncăm. Sau să-l ducem în leagăn să uităm de el. E o ființă nevinovată, noi am chemat-o pe pământ, Dumnezeu ne-a dat-o, dar să-i purtăm de rânduială. Dar noi suntem foarte slabi de îngeri și căutăm refugii. Fiecare, prin urmare, trebuie să fie responsabil și să realizeze, mai ales cei care vă aflați pe cale spirituală, că aveți posibilitatea să treceți peste încercările cu care vă confruntați și adeseori mulți dintre dumneavoastră chiar aveți la dispoziție modalitățile care vă permit să treceți peste aceste încercări, cu condiția să aveți curajul de a le folosi și consecvența de a le aplica până când depășiți cu bine încercările respective și în felul acesta puteți să faceți un pas mai sus și să urcați astfel evoluând din treaptă în treaptă. Eu vă trag după mine și pe toți și la toată lumea până m-am deprins când m-a întrebat cineva ceva, eu spuneam, dar închide ochii și vezi. Eu gândeam că toată lumea trebuie să vadă așa cu ochii închiși și cu ei deschiși, dar mie îi văd numai cu ei închiși. I-am îndrumat mulți ani la lucrul ăsta. Fiecare om este făcut ca mine și eu ca dumneavoastră. Dar cred că trebuie multă trudă. Eu n-am trudit, ce să spun, nu a venit așa, ca așa-s eu. Dar fiecare om poate ajunge să vadă și cu ochii deschiși și cu ei închiși. Și încercați, mulțumesc, dar vreau și cu ochii deschiși. Și vreau mai aproape de gri. Ia mă, Da, am să te ajut să ți le refaci. Eu, lui Grig, când am venit la București,
Nu știu, eram, veneam de la Codrii Pașcanilor, din partea aia, și mâncam ceva. Și dintr-o dată mi-a venit gândul lui Grig, atunci când ne gândim unii la alții, vine gândul, stratul 6, de la fiecare om, se duce și am prins gândul lui. Și zic, ia să-l țârâi eu un pic, că doarme, că e traz. L-am țârâit. Și îi spun, mai băiete, altă treabă n-ai tu, Ari, la București, te gândești la mine? Zic, știi ceva? Și încep să-i spun ce n-am, sau ce am, sau ce vreau. Și spune, zice, roagă-te lui Dumnezeu că ți-a dat, zic, lui Dumnezeu, mă rog, dar nu pot vorbi cu el, că nu-i pe pământ. A doilea Dumnezeu ești tu, mai băiete, și te rog, dacă m-ai chemat lângă tine cu gândul, ajută-mă și mai departe. Dă cu șutul, că un om când nu poate, ajută-l. Când nu vrea, obligă-l. Când vezi că de toate e da și nu vrea, împinge-l. E, așa că Grig, pe Grig a socotat a doilea puternic care mă poate ajuta. Cu gândul, cu fapta, cu lucrul, am vedea noi pe viitor. Îți mulțumesc, Valentina, și... Dumnezeu împreună să-i mulțumim, da, că numai El ne-a unit și ne-a adunat. Și apoi să vedeți, măi domnilor, ce flocăia lui luaie printre belferi la, la Iași. Că eu la tăți belferii, că, cu doamna doctor Hangan, cel mai bun hematolog din Moldova și cred că și din țară. Doar pe la Fundel mai e câte un hematolog așa cu minte păcută și cu har ca doamna doctor Hanganu de la Iași. Când însă dădea să-mi vorbească și să-mi spună de becuri, nu. Toți belferii știau că nu-mi place asta să ascult eu de la Grigorian ce spune el și belferii care vin la el. Acum când o să vadă că îi aduc la Baia de Lumină, că lor când le sună cuvântul de yoga, parcă îi înțeapă cineva undeva să sară în sus. I-am spus, dragii mei, nu fiți haichițoși, uite ce, mergem la Baia de Lumină. Și o să încerc, că vrea Grig, că nu vrea, eu mi-am pus de gând și ce îmi pun de gând, Dumnezeu mi-ajută. Încerc săptămâna asta să aduc un belfer 2 la Baia de Lumină. Și dacă nu-i place să nu mai vie, după aceea, când se deprind belferii să vie la Baia de Lumină, nu-i zic yoga, nu, Baia de Lumină. Și de ce zic eu Baie de Lumină? Când noi ne gândim la ceva anume și suntem adunați undeva și cu gândul acolo, așa frumoasă lumină se formează și plutește asupra noastră și vine omul cât de negrit la culori că tot îl spală un pic. Așa că pe ăștia cu mintea întunecată vin după mine, că dacă eu am spus în fața doctorului și eu găsi beteșugul, el are încredere în mine. Îl aduc să vadă și el cum am venit și eu. Și aduc unul, și aduc doi și pe urmă să-l rog de la el, de la lucru, să vii un ziarist, de pe acolo din alt grup pe alt ziarist și să scrie ce o spurcat yoga pe vremuri în ziare, să se întoarcă un pic la Baia de Lumină și să le lumineze mintea și să învețe pe oameni că yoga nu face nimic, acest om care e cu mâini, cu picioare și cu steluțe destul în cap, nu-i luată mintea razna și este un om întreg și socotit. Și nu Grigorian a învățat lumea să facă și nu învață să dea foc oamenilor cum a încercat omului să dea foc. Și aduc eu să scrie în ziare, nu, întâi să convingă că e să spalați de întunecime din grupul ăsta. Și o să vină, când îi mă ascultă, dacă -s chemată la orice oră și în orice clipă de ei când îi doare, ba cotul, ba talpa, să nu mai zic prin alte părți, o să vină și aici, nu le zic numele, dar am să-i aduc, chiar dacă se ieșepe acolo la serviciul lor, dar o să vadă că Valentina îi aduce pe drum bun. Grig, eu nu vreau să-i beșteles pe belferi, dar așa se întunecați. Nu de toți, auzi, dar sunt destui. Puterea îl face pe om să-și piardă mințile. Îl îmbată și de aceea se ajunge... Păi să vie să facă Baie de Lumină și să se îmbete de drag. Cum suntem noi beți aici de mândria unor altora. Atunci e frumoasă îmbătarea de iubire, dar nu iubire de aia de pitroceală. Iubirea din suflet, de la becul verde. A, păi de ce râdeți, bă? Nu v-ați pitrocit? Grig, explică-ne tu dacă nu știe ce e pitroceala. Deci consider că este necesar. Că pricepei, că s-a prins de pe roșu. O să întâiască, da.
Dar totuși ei au învățat și cum să-și ridice aceste energii și să le facă. Lasă-mă că vorbeam eu cu Arece Belferaz cum să ridică energiile. Să știi că eu nu pândesc pe oameni, că n-am de ce-i pândi. Dar totuși îmi place, ba bucuriile lor, ba obiceiurile și mai fur și eu câte ceva domnesc, învățătură și am cum să știu. Că eu, dacă n-am văzut, n-am știut toate cum să petrec. Vecinii mei, că locuiesc la un bloc cu 4 etaje, când o văzut că vine lume la mine, mașini bengoasă, belferi, dacă ăștia de la guvern au mașini bengoasă, bre, vin cu paznici. Dar când a venit Mircea Ciumara, că trebuia să plece cu Ciubotea Daniel și cu Calinic Botoșăneanu să hirotonisească preoții de acolo, în ziua de Paște la slujba a doua, au venit pe străduța noastră, pe Ciric. Și când au văzut că urcă popa cu Mircea Ciumara și cu Badegarz, o rămas aia uimiți. Ce vin? Că-i ghicitoare, că-i de ce satanică, că-i de ce? Când au văzut că vin și popii, o schimbat-o. Ei? Și pândesc pe vecini. O, una, că gura și vântul nu-l poți opri, nu poate o contrazice vecinii, îi cred ce vreau, cum și eu despre ei. Dar sunt într-una, într-una din zile o sunt pe una mai chipeș, așa, o talabercă de vreo 100 și ceva de chile. Și spun, zic, știi, măi, doamnă, ce ai făcut ieri? Și spun ieri cine a fost la ea acasă. Și zic, dacă vrei, spun și ora când te-ai pitroci și cum, pe ce pat. De ce? Că eu seara mă gândeam la vecina mea că de ce? O, așa a fost să fie. Și am prins în raza aia când se pitroceau. Și să știți, dragii mei, când oamenii se pitrocesc, indiferent de vârstă, atunci se aprind toate becurile și este cea mai puternică lumină în culori, în culorile din jur și la becuri. Numai că, văzându-l eu pe vecinul vreo două zile, la vecinul s-au menținut culorile tari și puternice, la vecină s-au ținut vreo zi, două femeile pierd energia mult mai repede. Pe când la bărbați în jur, luminile rămân mult mai mult. Acum nu i-am pândit și nu le-am spus eu asta, că nu pândesc, nu mi-e treaba să pândesc cu oamenii când se petrocesc. Dar sunt lucruri și atunci e energia cea mai puternică. Că atunci când fac dragoste, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Mai Grig, stai, să nu înțeleagă lumea altceva dacă eu am zis să ne facă umbră la amândoi și am pus mâna. Asta e altă dragoste de la becul verde, nu înseamnă că-i dipitroceală. Da. E dragoste de suflet și dragoste de becul roșu. Da? Dar să știți că nu-i încotro, nu-i devină nimeni. Când la cineva îi pică cu tronc și te privește chipeș așa, se aprinde becul de la inimă, becul albastru, se aprinde becul minții și becul roșu, care ține el cu becul roșu. Și când astea trei becuri se aprind, nu ai încotro, trebuie să dai, dacă n-ai unde un acoperiș, dă sub un tufar. Și apoi acei copii făcuți sub tufar, Nu, este adevărat. Acei copii făcuți sub tufar și pe furiș, toți copiii ăia au mare energie în jurul lor și au un noroc deosebit în lume. Un copil când e făcut că belfere ăștia care-s doctori, i-au deșcolit mult, au de treabă și nu vreau să-și aibă tinichea după coadă. Ei s-o cotesc ca la prășit, când îi de prășit întâi, două, o să facă copii. Aici te ies abia tolomați și proști copii, nu se fac cu socotel. Copilul atunci, dacă puteți, duceți-vă într-un dos de tufar, că acela este copil sănătos. Râdeți, dar o să vedeți peste ani când vede multă lume că așa-i. Aici de care sunt cu calcul. Când vine prașa, întâi te duci, când vine prașa, doar nu. Așa fac studenții și oamenii cu carte. Copilul vine pe lume când îi dat el nu cu socoteala omului. Și culorile din jurul lui... Spuneam chiar, vorbeam cu domnșoara doctor și cu Alaiu, că copiii care vin născuți în burta mamilor și se nasc cu capul înainte, ca de obicei, acei copii în viață sau cumva, care se nasc cu picioarele înainte, acei vin cu pete roșii, vin cu semne deosebite. Deci copilul se poate percepe din burta mamii lui cum stă și cum trebuie să iasă.